Traiul la bloc cu rețele vechi de apeduct le creează mereu probleme. Zeci de locatari unui bloc de locuit de pe strada Lomonosov din sectorul telecentru al capitalei se plâng pe apele care le curg frecvent prin curte, dintr-o canalizare veche și defectă. Apa curge în stradă și peste locul de joacă al copiilor, miroase neplăcut și este un pericol pentru sănătatea oamenilor. Mai mult, îi spun că problema este una cu o istorie de zeci de ani, însă nimeni nu a intervenit până acum să o rezolve. Apa din gura de canalizare, care se întâmplă să curgă și de câteva ori pe săptămână, ajunge pe trotuar și chiar până în stradă. Aceasta miroase insuportabil și pune în pericol sănătatea oamenilor. Locatarii spun că s-au mobilizat și au adunat bani pentru amenajarea acestui teren de joacă, însă din cauza apelor care se scurg frecvent din această canalizare, aici se formează noroi, iar copiii se pot bucura mai rar de distracție. Oamenii care locuiesc în acest bloc spun că solicită des intervenția angajaților de la Direcția Locativ-Comunală, însă aceștia intervin superficial, iar problema reapare. Noi sunăm dimineața, ei seara poate să vină două zile, adică să oprească apa. E curge foarte mari cantități. Toate familiile au câte 2-3 copii, adică toți se joacă aici. După care când prinde curge apa, nimeni nu... Adică e și insuportabil să stăm aici. Постоянно прорывает. Неоднократно, не раз в месяц. Течет. Что тут скажешь? А если терен копии се жака? Да, бывает и такое. Копии не ж ну с дискута, к если я копил, что ну треба с вады мизерия, аста да. Ну и чё тем, ну и с тем мамень. Mici sunt mai mari și nu văd toate lucrurile este. Problema umezelii nu este doar în curtea blocului. Aceasta persistă și în subsolul casei, acolo unde sunt amplasate țevile pentru apă. Oamenii spun că le este frică de faptul că, într-o bună zi, fundamentul care zilnic se macină ar putea să cedeze și să cadă împreună cu tot cu bloc. Noi achităm toți lunar, adică să mențină blocul, da? După care ei, adică nu fac nimic, că uitați, atât să fărâm, atât, într-o bună zi poate cedeze tot blocul. Canalizația foarte rea, apă vine de ploaie, din părțile astea de sus, coboară la vale, după care e că aici, permanent, e că aici, uitați-vă, permanent tot așa, buhnesc țevele de apă, după care ei vin și pun două șepuri de lemn, le bat acolo, după care ei se pleacă și peste o săptămână poate zbuhnească din nou. Potrivit vicepretorului sectorului centru, Dmitri Mitioglo, problema țevilor veche din subsolul blocului este în vizorul preturii. Cât despre canalizarea de unde frecvent au loc scurgeri de apă în curtea blocului, aceasta ar ține de competența celor de la Apă Canal Chișinău. Noi deja am trimis acolo și inginerii, verifice toate. Pentru că plângerea a fost doar la începutul lunii februarie, dar numai verbală a fost în timp. Noi am transmis acolo inginerii să verifice și plângerea municipală numărul 10. Trebuie să spună și acolo ce trebuie, pentru că din pricina că ei sunt în solicitate, ei nu pot cumpăra niște materiale care trebuie de schimbat ceva. Sunt niște momente. Contactați de TV8, reprezentanții Apă Canal Chișinău ne-au spus că până acum nu au primit nicio plângere din partea locatarilor acestui bloc, însă în urma apelului nostru, specialiștii au inspectat zona. S-a demonstrat că vorbim despre blocarea rețelei de canalizare, aceasta va fi curățată. Potrivit specialiștilor, rețeaua este și deteriorată, având un grad înalt de uzură, o anumită porțiune din rețea va fi înlocuită. Prin urmare, potrivit reprezentanților de la Apă Canal Chișinău, în următoarele zile, defecțiunile tehnice de la gura de canalizare care le dă bătăi de cap locatarilor din acest bloc vor fi reparate.